totuși piața este mare. Da. Și cam mi-e fricule. Apoi, iată, trebuie de luat în prioritate și de găsit networking-ul necesar. I-am spus soțului, fă și vrei, trebuie să ne achizi chiria, că eu ies la lucru, nu mă interesează. Trebuie să dăm din coate. Viteză, cantitate, calitate. Simplu, da? Dar nu cred că să fac asta. Pe tine ieși în fiecare lună, te amenință cu faptul că nu câștigi 2000 de euro minim și tu ești absolut ok. Ce ai văzut tu anul în urmă la mine? Că eu așa eram, am și... 150.000 de euro. Da, okay. Asta, suma asta mă spare un pic. Da, bine, eu nu mă duc acolo și o să vin la lucru. Ok, bine. La noi eu trebuie să impun la un moment dat pe a noștri spate de cheltuit, trebuie de cheltuit mai mult, nu este limite. Ai, vine încredere așa, vine, trăiești frica. Salutare, prieteni, într-o nouă ediție și astăzi noi o să vorbim despre o nișă care e foarte întrebată. Pentru și printre cei care sunt în programul de upgrade sau de mentorat, e o nișă întrebată pentru că ușor să intri în ea, ușor să fac primii bani, dar nu atât de ușor să crești. Și astăzi vorbim despre domeniul beauty și avem aici un invitat pe care îl invit în față. Salut! Băi, ziua, mă bucur să vă revăd. Și eu mă bucur să te revăd, dar lumea nu te știe de asta. Nu, ne trebuie câteva detalii despre tine. Nume, prenume, vârsta și nișa. Pascare Caterina. Ei, Caterina. Am 30 de ani. Sunt în domeniul beauty. De care beauty? Manicură. Și... Sunt trainer în manicură. Manicură și faci... Manicura, da. Și ești trainer în, da, domeniul ăsta. Da, dau cursuri de manicură. Ok. De cât timp? Un an și jumate. De un an și jumate aici sau aici? În trainer. În trainer de un an și jumate. Da, de manicură? În domeniul de 5 ani. De 5 ani. Da. Ok. Interesant. Uh-huh. În, la etapa la care ești acum, serviciile prestezi singur sau echipă? Am două fetiți care lucrează în acest aici domeniu. În manicură? Da. Așa, două până la persoane. Asta eu făceam. După am decis să mă direcționez în trainer și am două fetiți care au fost deja la mine la cursuri. Uh-huh. Și după asta eu le-am propus să rămână în calitate de meșteri și toate clientele mele au plecat la ele și după asta am mai adăugat. Mai adunat altfel. Good. Noi avem un punct A, cât suntem, la cât suntem acum și un punct B la care vrem să ajungem. Cât e aici acum? 3.000 de euro. 3.000. Dar vrem să ajungem la? 10. 10 pe lună. Într-un an de zile. Da. Ok. Aici cât din banii ăștia sunt din servicii și cât din trenerat? Din trainer 2.500 și din servicii 500. Posibil să fie și mai mult. Da, cât a fost în general din servicii cât ai făcut cel mai mult? Eu personal? Da. Aproape 2.000 de euro. Pe lună? Da. De ce șopță? Eu s-o cot că e foarte bine. Eu știu manicuriste care cel mai mult a făcut vreo, cred, 5 și pe lună. Doar de manicură. În sezon. Poate. Da. Dar cât e manicură la tine? 500. Dar în piață cât e? 300, de la 350 până la 600-700. A, tot sunt și de cel cu 600-700. De lungime, dependență de formă, dependență de cerință. Mm-hmm. Sunt unghii, de exemplu, în frângi de interior, migdală rusească, costă de la 1500 de lei în sus. Dar să faci în același timp ca și altele? Maximum 3 ore jumate, 4. Da, standard? Manicură? O manicură într-o oră jumate, 2 maximum. Adică acolo oricum câștigi mai mult dacă faci din alea... Sigur. Uh-huh. Asta înseamnă că trebuie să ai clienți din aia care... Da, dar nu te-ți preferă, fiindcă acolo deja merge o lungime mai lungă, arhitectura e altfel. Uh-huh. Ok. Standardă. Interesant. Corect înțeleg că... Bun, tu dacă faci trenerat cu fetele care vorbești acum, le și spui.
Uh-huh. El te întreabă, dar cam cât se poate câștiga din asta? Și tu le spui că până în 2000, pentru că asta ai văzut tu, se poate de câștiga, da? Da, până în 2000, dar din start, după cursul de bază, foarte multe fete după cursul de bază, știind că atâta se vorbește în piață că se fac bani, vor după cursul de bază să aibă un venit din start 1.000-2.000 de euro, dar asta e imposibil, fiindcă tu... Dar cât e posibil și că, în cât timp? Iată primii bani care să-i înțelegi, că îi primești deja, până îți faci promovare un pic, până și poate cunoaște oamenii care păi, să... Eu după ce am ieșit din concediu de maternitate, practic nu aveam cliente. Uh-huh. Cred că când m-am schimbat la chirie prima dată, avem 6-7 clienți care au venit din start. 6-7 clienți? Asta noi vorbim despre clienți care au venit de unde? Că am lucrat înainte la un salon. Ca ce? Ca meșter. Nu, mă refer la chiar prima etapă. Iată, ea vrea să devină manicurist. A venit la curs. Uh-huh. Și după asta? În zero. Sigur. În cât timp ea poate în să facă? În jumate de an maxim. Ce? O să fac o bază plină de clienți. Plină. Câte 5-6 clienți pe zi. Ok, dar în prima lună cât bani ar putea să câștigi? În prima lună eu chiar o recomand să facă practică mai bine. Gratuit? Gratuit. Unde? Acasă, în studio, cui? În salon, la modele. Modele? Sunt da, care sunt gata grupe pentru... speciale, specializate okay. pentru modele. Și la a doua lună cât bani ar putea să facă? Cred că deja poți să ajung în 10.000. De lei? Da. La a treia lună? Și a patra și în tot încolo începe a crește spre 1.000 de euro. Da. La Depindeți da? Deja cât de tare place să facă unghii. Ok. Cineva face pentru bani, dar cineva face din plăcere. Este așa o dilemă la mulți? Uh-huh. Singur meșter sau salon? Eu m-am optat, din start am început să lucrez acasă, uh-huh. după am decis că gata, eu ca să nu mai fac față, trebuie să ies. Am mers la un salon, acolo am lucrat un an de zile, după asta deja am stat în concediu. În concediu deja am zis că gata, nu mi ajunge, trebuie să ies la chirie singură. Eu timp de un jumate de an eram full, adică 5-6 clienți pe zi, ca să reușesc și cu copiii și toată situația, eu eram ok. La salon asta tu închiriai, dar salonul tău, dacă să fie... Tocmai ai un spațiu tău. Tu ai două fete care lucrează la tine. Da. Și tu faci și servicii și mai mult treneruiești, da? Da. Dar sunt doamne care spun, a, deși eu o să fac manicură, eu pur și simplu vreau salonul meu de frumusețe și acolo o să fac manicură, pedicură, masaje, etc., etc. Tu te-ai gândit la asta și dacă nu, de ce? Da, eu m-am gândit la salon, la școală mai degrabă. Școala e altceva. Anume salon. Nu aș vrea. Aș de vrea ce? Anume să fii specializat anume în domeniu. Adică numai manicura, pedicura și atât. Salonul. Da. Ok. Nu vreau okay. păr, masaj. Bun. Salonul, acum, dacă să-l iei ca și salon al tău, luând în calcul că el ți-aduce pe lună, acum doar 500. Tu ai două fete care lucrează și el ți-aduc doar 500 de euro profit? Una lucrează mai de mult, adică da. E mai vechișoară, dar a doua, Aghe acum are două luni de când și Aghe e acum la bază de clienți. Și doar 500, dar vreodată ți-o mai adus? Ți-o adus mai mult. Mulți bani? Da. Maxim cât a fost? 1.000. 1.000? Da. Ok. Adică eu am spus pe luna asta. Bine. Spune-mi acum de la ăștia 3 la ăștia 10, care ar fi provocările sau... Ce ne ține departe de ăștia 10? Sau ce ar trebui să trecem ca să ajungem la ăștia 10? Cred că, în primul rând, de la încrederea în sine. Încrederea în sine care încurcă la ce? Convingerile. Încrederea... Sunt că totuși piața este mare. Da. Și cam mi-e fricule. Ți-e frică de piață? Da. Dar ce anume? Cred că de... discuțiile care o să fie în spatele meu. Discuțiile din spate despre ce? Critică. Despre ce? Despre anumite nuanțe, că cumva în domeniul nostru să sunt un pic de așa de tu și ne ești... Da, este așa o leacă okay, de dar și concurență. Asta. Sunt.
Cine eu ele? N-am simțit-o, adică în adresa mea n-am primit nici. Dar în altă adresă ai auzit-o. Dar cine sunt ele, alea care își permit asta? Un pic mai jos ca mine. A, mai jos? Da. Eu credeam că sunt mai sus decât tine. Nu. Dar care ar fi motivul ca voi să vă temeți de oameni care sunt mai jos, mai slabi, tot, mai... Nu, nu am niciun motiv. Adică în discuțiile care le aud prin afară, un pic așa, cred că asta vine de la sine, cu mine trebuie să mă... Straniu, că eu mă gândeam că spui discuțiile din spate de la cei care sunt mai de sus, care spun, dar ei n-au cum și să... mai de sus, posibil dar să fie și mai de sus. Și ne-aș fata ai doi ani în cruce și... Da, da, răsărit și asta, de unde s-o îi pare că e... Da. Aha. Mm-hmm. Au făcut vă două cursuri și așa. Așa, ok. Care ar fi alte provocări? Spațiu. Așa. Vreau să schimb locația. În spațiu în care ești tu acum nu e posibil de făcut banii pe care îi dorim. Nu, e prea mic. Mm-hmm. E prea mic și ar vrea... Cred că cel mai principal, cred că e spațiu. Așa. Și deja eu trebuie un pic să mă iau așa moral în mâini și să depun mai mult efort. Moral să te iei în mâini raportat la partea asta de încredere sau de altceva să fie ceva gen tehnic-operațional care trebuie să faci? Manager în vânzări, SMM, tot vreau să... Asta e, țin deja de angajări, da? Da. Ți trebuie să faci angajări? Da. Ok. Pentru da. Asta am deschis SRL. Așa. Ca să pot da. Angaja. Nu, vedem. Și cam atât, cred că și deja banii trebuie să-i acumulez, strâng că vreau să deja să nu cumpăr, să nu stau la chirie, dar să cumpăr ceva a meu. Da, ai văzut ceva din acea, din acel spațiu care este ca potențial și cam cât ar costa el? Da, am văzut, undeva costă 2000 de euro metru pătrat, undeva am ies 150.000 de euro. 150.000 de euro. Da, okay. Asta, suma asta mă spare un pic. De ce? Tu faci câte 10.000 de euro pe lună. Nu. Pentru asta și luptăm acum. Da. Faci 10.000 de euro pe lună. 150.000 de euro, asta sunt 15 luni. Adică într-un an și ceva, spațiul e tău curat. Asta în varianta teoretică. În varianta da. Practică, tu o să achiți credit acolo 2-3.000 de euro pe lună și 7 să rămână a tăi. Da. Deci spațiul respectiv nu e o problemă. Tu spațiul, chirie oricum o să o achiți undeva. Da, achiți ori la bancă, ori da, într-o parte, da, da. Ori în alta. Acum, provocarea, dacă el e vreo 150.000 de euro, uh-huh. este să găsești, să mergi la bancă și să-i întrebi cu cât ți-ar da ei o primă rată și obiectul pus în gaj și cât e prima rată? 300.000 de lei. 300.000 de lei. Adică 15.000 de euro tu trebuie să-i dai lor. Și mai departe îți dau credit, da? Da? Nu, n-am fost referitor la... Adică am fost la banc și am întrebat ce credit mi se oferă la ce și am eu și ce pot să pun în gaș. Și mi-a spus 300.000 numai. Dile, da. Nu, dar întrebarea a fost incorrectă un pic, pentru că tu e una când îți iei în așa formă, vreau un credit și iată și gaj am. Și cu totul altceva, sunt aici specialiști în imobiliare care pot să te ajute. Ca să-ți facă adresarea asta corectă acolo. Pentru că tu invers, te duci și am 15.000 de euro, de exemplu, sau 20.000 de euro, care e un 10-15% din suma respectivă, pun această primă rată, pun în gaj și am pe lângă mine și obiectul respectiv la fel în gaj. Și atunci se poate da, de acoperit aceste sume. Sau scheme sunt mai scurt. Poftim? Spate combinat. Eu da, știu sugerez că sunt și mi-a spus cineva că spate de făcut, dar da. Mă rog, nu... Apoi trebuie de luat în prioritate și de găsit networking-ul necesar. Și după asta tu deja ai claritatea că dacă obiectul este și e posibil de luat, 15.000 de euro, mai ușor te orientezi deja cum să-i găsești dacă o să fie posibil. Ai două gajuri, ai o primă rată și de aici încolo deja toate achitările care le faci de arendă, le faci stângând deci chiria respectiv. Ok, cu spațiu eu cred că dacă un pic te mobilizezi și nu întind să aștepți că o să am sau nu 150.000 de euro întâi și când o să iau atunci o să iau. Da, am două scopuri anul ăsta. Perfect, numai că anul ăsta poate să înceapă un pic mai devreme decât pare. Pentru că sunt tare multe lucruri pe care noi le-am rezolvat prin contactele pe care le avem, prin relații sau prin oameni aproape, sau la o mână distanță, dar nu prea apelăm pentru că
nici nu prea arde. E frică. Și nu prea arde. Da. Și tu spui, ți-e frică, dar aici atât când spui frică, frică față de ce aici? Față că n-a să fac față la toate cheltuielile, adică... Dar care sunt cheltuielile? Chiria. Dar cât e chiria? Materiale, 450 acum achet pe chirie. Și tu n-ai să faci față când? Acu sau nu, atunci? Nu, mă, mă gândim, adică nu, n-am luat niciodată așa un credit mare sau să mă gândesc la așa un credit și dacă când aud 150.000, parcă îmi pare că, asta e o sumă mult mare pentru eu mine. Eu ți-aș spune că am avut noi discuții cu colegii tăi în cadrul acestor emisiuni și cam la toți cifra s-a făcut X5, X10 din cei cu ce-au venit. Și m-aș bucura dacă și nouă să ne reușească. Spun asta pentru că acum problema e în cât de mare e suma acceptată în creierul tău, nu în general, că e posibil sau nu. Da? Uh-huh. Adică noi vorbim acum despre o sumă de 150.000 de euro și dacă ea ca și investiții mare, tu nu-i cheltui pe ceva. Tu investești într-un obiect care e tău și care pe viață o să rămână tău. Ăștia-s bani pe care tu, de fapt, o să-i poți întotdeauna schimba obiect în bani, bani în obiect. Da, corect. Și faptul că tu de cât timp închiriezi undeva, de 2 ani, de exemplu, da, da? De un an jumate sau de 5 ani, și dacă se aduni toți sutele cele de euro deja, sunt și acolo câteva mii bune. Și tu atunci când te-ai apucat de închiriat, tu n-ai spus, eu mă tem să închiriez. Pur și simplu te-ai apucat și ai închiriat. Da, eu de start m-am dus la o chirie mult mai mare, acolo un pic n-am făcut față, dar după asta ce am făcut față, dar zic, măi, trebuie să fac alte schimbări, să iasă mai mulți bani, chiria s-o achet mai puțin și așa am făcut. Am mers la o chirie mai mic, tot același metraj, dar deja ies mai mulți bani. Dar atunci nu mi-a fost frică să ies la o chirie scumpă, fără clienți. Dar scumpă asta cât era? Era 400 de euro, dar un cabinet foarte mic. Adică, dar atunci, așa eram într-un azar de să ies la lucru, să fac bani, să nu stau acasă, mă suturasem de concediu de maternitate, zic, gata, trebuie să ies. Și am ieșit. I-am spus soțului, fă și vrei, trebuie să ne achizi chiria, că eu ies la lucru, nu mă interesează. Și el a achitat 2 luni chiria. După asta eu de-am început să fac singur bani. Și el îmi spune, dar nu ți mai trebuie bani de chirie? Zic, nu. Eu deja doamnă. Da, 400 era mult și tu ai trecut la o altă chirie sau cum? Da, atunci ne-a părut mult, am găsit o variantă mai ieftină și era mai ca locație, era mai la drum, adică mai la strada centrală. Și nu zic de ce să dau aici 400, dacă aici tot e mai ieftin și e mai mare. Ca să închidem întrebarea cu spațiu, cât de straniu asta n-ar părea, tehnic noi o putem considera închisă, gen... Este o persoană care îți poate consulta pe partea de imobiliare, este banca, tu știi unde e spațiu, presupun deja că ai văzut, ai ceva ochit. Provocarea în contextul ăsta este ca tu să depășești primul punct care ține și de business, acea încredere în sine, pentru că frica de care tu spui, ea tot ține de o să pot eu oare duce sau nu acel volum de mai sus era critică din spate, mai jos critică. Partea financiară. Criticam un pic probleme. Cred că asta vine din copilărie. De ce? Nu știu, cumva era, hai, lasă și cu minte, nu căta păduche, nu știu ce acolo, mai sărat și mai curat și ceva de genul ăsta. Eu, de felul meu, eram așa mai iute. Și tăți, stai cu minte, nu știu acolo. Tot adică, încercau să te pui start, la... Adică, mai ales când am început să fac unghii, nimeni nu m-a susținut, absolut nimic. Numai mama mi-a spus că du-te că îi să faci treabă. Dar restul spuneau, tătchi și nu o face unghii și tu îi să faci. Da. Și cei care îți spuneau atunci acum vin la mine la cursul și nu vreau să iau. Du-te acolo. Mai ales din gama neamurilor. Ok. Bun. Asta a fost atunci. Și tu ai avut deja mai multe exemple că indiferent de ce o să creadă alții și că o să spui stai cu minte sau nu, totuși tu să ajungi să faci ce vrei și să obții rezultat. Care e, în cazul dat, alt motiv de ce nu te miști cu viteza cu care vrea? Acum, știi efectul și ăla a elefantului, știi? Uh-huh. Când elefantul mic, când e mic, el e prins cu o ață de un băț de care stă înfipt în pământ. Și el, când e mic, dacă a încercat 2 ori să tragă și nu se trage fața bățul ăsta,
El stă cu minte deja lângă dânsul. Doar că lui atât de tare se pune asta pe creier, încât e mari fiind de elefanței, stau exact lângă un băț atât de mic cât când era el mic și cu așa ieșață. Și nici măcar nu încearcă să... Că lui se trebuia să nu un pic să dăie, dar el știe că este ața și că nu merită măcar să încerce. Iată, îți dai seama că fix același lucru stă și la noi. Că nu, mm-hmm. Atunci cândva ne-a spus cineva, noi am și crescut, noi și succes avem, noi și viață, independent suntem, noi și statut deja avem, familie, etc., etc. Dar la nivel de mișcări, de decizii, de da, apucături față de viață și de... Suntem în același comportament de... E că mă gândesc, dar așa spun cele care o spun în spate. Da. Dar în spate măcar poate să mă ușidă. Dacă eu nu știu despre asta. Ar trebui să fiu diferent. Da, dar cumva cred că am deja, de când am intrat în mentorat, așa, m-am cateit în mâini și nu o să fiu bravo, maladeț, dar să fac bani. Ok. Și okay. Încerc să ies din zona. Hai să vorbim despre făcutul banilor în cazul dat. Noi vrem să facem ăștia 10.000. Din ce vrem să-i facem noi? Dacă să facem o decompoziție în astea câteva luni, că nu o să se întâmple asta 11 luni, să fim cu 3 și după care o să fim cu 10. Vrem să facem 10, dintre care avem serviciile și avem instruirile. Cât din servicii, cât din instruiri? Cred că 10 din servicii, din instruiri și... 0 din servicii? Nu, vreo 3, cred că. Dar bă, noi 10 de tot vroiam. Eu pot să dublez până la sfârșit. Normal așa, da? Cât eu vrei peste un an. Da, dar fiindcă dacă eu o să-mi adaug mesă, o să-mi fac un pic mai mult în reclamă, mai mult o să investez în marketing, eu pot să ajung la 10. Da, bun, ok, noi corectăm suma. Cât ai și totuși vrei? 13. Tu vrei 13? Da. Da, tu ai idee cam ce să faci tu cu 13.000 de euro? Sau? Da. Da? Dar și? În spațiu una să fie. Ah, în spațiu. Altele vreau mai foarte mult călătorii, că uitându-mă pe Instagram, noi, fiecare pleacă. Am avut o înțelegere nu de mult cu cineva călătorie. Tu unde îți călătorești? Noi chiar pariu am pus. Așa că, care, unde e prima călătorie? Cu altcineva, cu o colegă care a fost în platou. Eu am vrut călătoria, dar am schimbat călătoria pe mașină. Am vrut călătoria în dar iunie spus, în Bali. Dar trebuie de schimbat călătoria pe mașină? Păi iarăși frica. De unde să iau eu atâția bani? Adică eu trebuie să... Vreau și călătorii, vreau și mașină care mă costă foarte mult. Vreau hai mai eu multe. Și hai eu să încerc acum să-ți pun o chestie pe care noi nu prea vrem să o credem, acceptăm sau auzim, pentru că noi ori suntem educați într-o formă sau alta, ori n-am avut de unde să știm lucrurile astea, ori ele și acum s-a ascuns de noi, pentru că dacă toată lumea asta ar ști, atunci n-ar mai fi imposibil în lume. Și mai de voi auzite, dacă mă știu în Biblie sau pe undeva prin cărțile sfinte, era ceva de genul, dacă am avea credință cât e negru sub unghii, am mișcat munții. N-ați auzit de ceva? În Biblie, da? Da. Ceva de genul. Sau cât un grăunte de muștar. Dacă am avea credință cât un grăunte de muștar, credință pe bune acolo, asta înseamnă, noi am mișcat munții. Asta ar însemna, de fapt, cât de mult contează încrederea în sine și să crezi în cevauri. Acum, acel ceva să crezi, eu cred că e posibil 1.000.000. Eu cred că e posibil. Deja cum? Vă dați seama, cărțile cele nu din pod și de aiurea scrise. Ceva acolo este. Toți știți cuvintele astea, toată lumea înțelege că aici este padvoc, dar nu înțelege unde el și cum și presupune. Apiată, oamenii care sunt nu neapărat duși în credință, în credință din aia, sunt zuterii, care au alt fel de credință și tot cred în ceva, ei cred în acea energie, vibrații și chestii de genul ăsta, ei la fel spun, e posibil orice, doar că trebuie să crezi. Trebuie să vrei. Aba, crezul ăsta, iarăși, până unde el e posibil? Pentru că el e limitat oricum din niște frici complexe, educații și chestii de genul dat. Dar să-ți imaginezi, doar pur și simplu să-ți imaginezi, că în lumea asta e real orice. Și atât, orice ăsta
evident că el e puțin palpabil când tu vrei acum, dacă e posibil orice, vrei atunci casă, vilă, mașină, avion și mai nu știu ce acolo. Asta e o abordare, dar e o altă abordare că există el în univers totuși există suficientă materie, suficiente resurse, suficient orice doresc eu mie, doar că poate să nu fie încă momentul potrivit ca eu să le primesc, pentru că s-ar putea că el să mă omoare. De asta la unii nu li se dă în momentul în care ei cer acel ceva, că e partener de viață, că-s bani, că e copil sau că e orice, pentru că s-ar putea ca el să nu fie încă pregătit de acel ceva care s-ar putea nu să-l ajute, dar să-l distrugă. Cred că și în cazul dat există așa ceva, că eu încă nu sunt pregătit ca vas să primesc acele resurse, de asta ele încă nu mi se dau. Eu știu că asta ar suna un pic mai mult filozofico-ezoteric acum, dar dacă să ne imaginăm că totuși tu accepti, eu pot fi încă nepregătită, dar posibilități sunt. Da. Și acele posibilități sunt oricare, cât spui atâta. Și universului nu-i trebuie ca să alegi, pentru că nu există acolo, gen, noi n-avem și una și alta. El are tot. Tu poți cer și pe una și pe alta și în același timp. Faptul că nu le poți primi încă sau nu vrei să le primești sau te tembi, asta e problema ta. Dar ele acolo sunt. Da. Acum totuși noi vorbim despre acea mașină și călătorii. Acolo magazinul e deschis cu ei cât vrei, cât poți duci. Uh-huh. Este mașina. Da. Și este vacanță. Și dacă nu le consumi pe amândouă aceste taloane de schimb, da, dorința ta pe acele produse, până la data de când e ziua de naștere? 24 iunie. 24 iunie. Atunci ele ard. Adică oferta nu mai este valabilă. Trebuie să dăm din coate. Tu spui clasic cum spune majoritatea din noi. Bani se fac, trebuie dat din coate. Trebuie de alergat, trebuie muncit. Dar eu spun că trebuie mai mult de rugat și de gândit. Da, eu cred că chiar am când vinem, întârziem spre voi și zic, Doamne, dă-mi tăi semafoarele verzi. Și Dumnezeu a spus, vă știi ceva prost. Da, și știi care e paradoxul? Și nu știu cum lumea încă se miră de semafoare verzi, lumea se miră încă de loc de parcare pe care și-l dorești, da, în fața la un magazin. Da, da. Chiar dacă asta se întâmplă, e că să vrei să-ți trebuiască și el să fie, da, acolo. De ce așa chestii pe noi deja nu ne mai uimesc în mod standard? Dar de faptul că eu aș pleci mașina și călătoria... Dar eu nu știu de când am pus în plan de mașină. Așa? Unii mă întorc mașina asta, văd. Unii mă întorc pe lângă bloc, pe stradă. Zic, măi, deci chiar eu nu pot să merg în așa mașină. Ei, bună. Dar pe lângă... Stai... Știi și mașină? Ce mașină spune? Mercedes, CLS, banan. Așa le mai spune lor. Întrebări? Întrebări nu? Ce mașină ați venit? Da, asta e fain. Pentru cei care își doresc să facă rezultate, fie de la zero să pornească corect, fie să-și crească profiturile pe care deja le obțin din businessul lor, vă recomand programul de mentorat. Înainte de asta, ca să știu dacă vă pot duce la rezultat, ar trebui să avem o consultație 1-1, care este absolut gratuită. Link-ul găsiți sub acest video. Vizionare plăcută și nu uitați să puneți un like, un share și să lăsați un comentariu. Unde e vacanța? În Bali. În Bali. Și cât e vacanța în Bali? 7.000 de euro maximum acolo. Cu tot. Asta e cu tot cu tot talentatul. Singapur, cu da. Încă câteva zile. Și asta e pentru două persoane. Da. Ok. Noi avem nevoie de vacanță în Bali și de mașină. Și astea două la noi. Noi putem să pornim din altă parte, să ești trist și cât, trist și o problemă. Facem... Până la sfârșitul anului, eu vreau. Până la sfârșitul anului, dar anul la chinez departe, da, așa că nu întreb ceva mai aproape. Aceste mașina și baliu, pe lângă banii pe care voi faceți și mâncați, noi avem nevoie de 7.000 și mașina e... 33, lasă să fie. În total tu ai nevoie de 40.000. Da. Ok, noi avem nevoie de 40.000 de euro. În martie, aprilie, mai, iunie, 4 luni. Da? 4 luni și plus minus. În 4 luni. Asta ar însemna câte 10.000 de euro pe lună. Da. Dacă unica ofertă în viața ta posibilă și reală în care tu poți să ajungi în Bali,
și îți iei mașină în iunie și tu nu ai alte opțiuni decât să faci acești 10.000 de euro pe lună până atunci pentru ca să-ți iei pe amândouă în cash, nici nu trebuie să iei leasing, cineva își spune, da, ia-ți leasing, fata, 10-15.000 și ai și mașina și tot ce vrei. Da. Dar presupunem că tu totuși mizezi pe să iei toți cu banii, tot, ambele aceste obiecte sau lucruri cu banii jos, dacă nu o să-ți reușească, o să ai neatâta nevoie de suplimentar. Noi atât din aceste 13 care le vrem pe lună, avem acum serviciile și avem instruirile. Ne trebuie să-i decompunem ca să ajungem că e posibil și cum e posibil ca să ne luăm baliul și mașina. De aici tu ai spus 3.000 o să iei din servicii și 10.000 o să iei din instruiri. Cum, din ce anume din instruiri noi luăm 10.000 de euro? Din salile pline, adică eu acum am 4 locuri da. Pentru curs și mai adaug încă 6, pot să adaug. Adică pot să iau 8-10 fete, nu asta mai unde? Mult. La cursuri. În sala care o să fie? Destruiri, da, care o să fie. În spațiu, oficiu și ăla... Așa. Da, până, la până acum 6 locuri am. Acum ai 6. Da. Dar o să poți 10. În sală deja. Da, în, dar aici 6. Da, 6. Aici 6 avem cursuri. De cât 6 cursuri? 6 persoane în câte cursuri diferite? 4 cursuri. 4 cursuri. Deci noi avem 4 cursuri. Câte 6 persoane la fiecare. Uh-huh. Primul curs cât costă de persoană? 350 de euro. Un alt curs cât costă? 250 de euro. Un alt curs? 300 și 100. Și 100. E o curs de zi. Da, ok. Deci, acum, fiecare din ele, de câte ori pe lună poate fi făcut? O singură dată? Majoritatea e o singură dată, dar între dânsele mai am încă zile libere. Adică, înainte, pentru servicii? Da, le luam, dar acum nu mai primesc clienți. La adică servicii. Am lăsat așa, liber pentru... Ok, noi atât din calculele astea acum, la ce bani ieșim? Dacă vorbim despre sume, despre profit. 600 cu... Noi avem 6 la 350, 2100 plus 2100 plus aici ce avem? 6 la 250 la 250 1500 plus 1800 plus 600. În total, noi acum ne permitem să ieșim la maxim 2100 plus 1500 plus 1800 și plus 600 la 6000 de euro. Dacă toate grupele astea sunt pline. Dacă sunt pline. Din da. Experiența pe care o ai în ultima perioadă, cât e de ușor pentru tine de la 1 la 100 ca să umple aceste grupe? Din ultimele săptămâni, luni. Vreo 50%, cred. Cam 50%, da. E complicat. Da. E complicat pentru că nu s-a făcut suficient marketing? Marketingul, da. Ok, asta marketing. Se rezolvă, că poți să insiști mai mult marketing. Da. Pentru 50% ăștia din încărcătură pe care i-ai avut deja, cam și buget de marketing ai cheltuit? Oi, sunt 300 de euro pe lună. Adică tu ai pus 300 și ai făcut 3.000. Da, da. Adică noi putem să punem 600 și să facem 6.000. Dacă punem 1.000, inginerii minunat. Numai că problema aici este că noi mai mult decât atât nu reușim să facem pe lună cursuri. Corect, înțeleg? Nu. Nu reușim. Pot să fie, de exemplu, aista de o zi de două ori pe lună. Aista de o zi de două ori pe lună. Da. Și aici mai faci încă 600. Da. Și atât. Da. Baza nu poți să o faci mai des. S-ar primi, dar el durează 5 zile, dar vreau să-l fac de 6 zile, adică să fie un pic mai lung, cu zi, de ce? Să fie mai clar pentru elevi, fiindcă eu văd că ele sunt un pic, mai au da, nevoie. Da, concurența cât faci? Tot, 5-6 zile. 5 sau 6? Astea care sunt mai buni fetele pe oraș, fac 6 totuși. Da, prețul e tot 350? E 400-450. 400-450? Da. Da, eu tot mă gândesc să-l scumpesc. Tu te gândești sau îl scumpești?
Trebuie să-l scumpești. Dar de ce nu-l scumpești? Dacă tu aici, de exemplu, scumpești la... Frica că or să vină fetele. Și așa mai am câte un mesaj. 7.000 de lei! Asta e scump! Dar nu e 7.000 de lei, 350 de euro. Nu. Tu le spui în lei prețul? Nu, el spun 350, dar el deja își calculează acolo singurele. Astea sunt de cele care n-a să achite nici 150, știi? Cred că da, da, din, asta e da, sigur. Dar se interesează așa un pic. El nu s-a așteptat că așa de mari prețurile sunt în general la servicii. Da, da, da. Întrebarea mea este acum, noi, tu vrei 10.000 de euro și noi avem nevoie să-i scoatem din ceva. Până când o să ne luăm noi spațiul nostru și acolo să ne aranjăm și o să avem nu câte 6 studenti, dar câte 10 studenti în fiecare grup și automat o să se facă aici 10.000, noi avem nevoie ăștia 10.000 să-i compensăm din ce putem să facem aici. Prețurile cât e de real să le ridici cu, nu cu 100 de euro, dar cu 50 de euro. La cursul de bază cu 50 de euro nu poți să-l ridici. Da, poți. Deci aici o să fie plus 50 de euro, la 6 asta o să fie încă plus... Sunt cursuri pe oraș cu 450 de euro. Ar fi... Dar la tine și nu-i în comparație cu prea mult este, de atâta și eu îmi fric, eu am foarte multe informații și informații foarte bună. Stai o leacă, dar și nu-i. Noi? Și nu-i? Nu știu, și nu-i. Încredere? Încrederea, cred, cu frica asta. Asta e toată diferența? Da. Ok, eu da. Eu asta văd mai mult. În cazul dat, întrebarea ar fi, ce ți-ar adăuga ție încredere? Nu știu, parcă mereu am sindromul ăsta studentului, să învăț mai mult, să mă duc, să mai văd cursuri, să mai... Bună remarcă, sindromul studentului îl avem toți. Problema este cât omul e mai deștept, cu atât mai mult are sindromul ăsta a studentului. Pentru că nu noi am descoperit și nu azi s-a descoperit acel cerc al cunoașterii și necunoașterii. Atâta cunosc, atâtea senzații, puncte am de nu cunosc. Atâta cunosc, e că atâtea momente și senzații și puncte am de necunoaștere. Și cât mai mult o cunoști, cu atât mai prost îți pare că ești, da, și este absolut normal și ok. Dar pe de altă parte, asta n-ar trebui să-ți influențeze asupra capacității tale ca să monetizezi ce ești ai. Altfel spus, aici n-ar trebui să te duci în starea decât de smerenie, că nu vrei să arăți la toți că cunoști că ești atât de înțeleaptă, dar pe de altă parte ai necesități mai multe și înțelegi că se poate, da. Ai descoperit magazinul care e fără limite acolo și se poate cerut orice și poți să te duci și în vacanță și mașina să ți-o iei. Acum, întorcându-ne aici, dacă totuși prețurile astea tu le poți mări cu pe toată paleta noastră cu câte plus minus 50 de euro, noi aici mai puteți scoate vreo 1000 de euro. Am mai putut să scoate. Da, da. Bine. Mai punem încă 1000 de euro, că o să mărim prețul. Am ajuns la 7000 de euro. Mai am și produsul care le vând. Super, asta vreau să întreb. În afară de cursuri, noi avem serviciile și mă gândeam la, cum să zic, de produse. Din servicii, tu deloc mai faci acum pe lună bani sau poți să mai câștigi câte ceva? Mai am careva clienți, cred că vreo 10 clienți și acolo eu nu știu, cred că vreo 500 de euro. Și nici nu vrei mai mult să intri în... Nu, că îmi iau foarte mult timp. Deci aici tu mai ai un 500 de euro și dai de pe produsă cât mai putem să scoatem? Cred că încă vreo maxim 400. De ce? Fiindcă nu am gama așa de largă. 400 de euro, ăsta e maxim cât putem să scoatem? Da. Ok, în total o să mai scoatem 1000 de aici. Și avem vreo 7 aici. În total avem vreo 8. Gata capacitatea business-ului până aici, da? Vreau cu Adrian să vorbesc și să facem niște cursuri online care să le vindem așa ca... Așteptările, dacă sunt foarte mari, eu ți le-aș modera. De ce? Față de cursurile online, pentru că ele nu sunt atât de ușor de vândut și nu sunt cu atât de mare abdace pe care o aștepți. Și dacă o să vrei să vinzi de 1000 de euro cursuri online, trebuie să creezi dita mai toată strategia pe, de promovare și de prezență și de și de ca să ieși la cea mie, pe care o faci mult mai ușor în altă parte. Dar tot eu întrebarea este, tu câți oameni din Moldova știi care vând cursuri de manicură online? Puține fete știu care fac asta. Cursuri online înregistrate are cineva, da? Puține, foarte puține. Da, cu ce preț vând?
50 de euro, 49 de euro, ceva de genul. Și adică, câte cursuri pe lună vin? Nu știu deja. Adică eu nu am cumpărat, că eu odată și știu informația și ei care ies o predeie, dar sunt foarte multe fete care nu sunt la curent cu foarte multe informații. Aha. Și ele cumva, când începe a descrie și a le povesti, ele intrigant și cumpăr cursurile astea. Cumpără, da. Sugestia mea este doar să nu aveți mari așteptări față de el, dar în rest e ok. În sens că să nu fie așa că tu mizezi. Tipo, eu mai trebuie să câștig încă 3.000 de euro și eu să-i câștig din cursul online. Nu, acolo online. Cred că maximul 1.000, maximum. Exact, asta și vreau să spun. Cred că dacă ieși într-o 1.000 și asta e tare fain, atunci minunat. Altceva mai este de unde se poate discurs sau gata, la etapa asta limita e aici cam? Cam aici. Aici, deci la noi, da. Balonul ăsta maxim se poate umfla până la 7.000, 8, asta e cu tot efortul, tot efortul da. Depus. Da, am uitat să spun că 500 noi am spus acolo că ne fac, le facem noi, dar fetele cât ne fac? La moment... Nu, la moment cât ar trebui să facă dacă să lucrez așa încât să le pârâi papușii pentru că ele înțeleg pentru ce fac asta. 3.000 de euro curat. Ție? Da. Ele pot să-ți genereze? Așa mă gândesc pe parcurs să facă. Adică o fetiță face 1.000 de euro curat. Da, doilea trebuie să... Și, și asta e 50, lucrează 50. Până la amiază unele ori. Că... Adică deci dacă tu ai avea un spațiu care să-l dai la procent și la care să-l generezi clienți și lucrați 50 la 50, da? Da, la moment, da. Și lucrați 50 la 50, deși ar putea să facă de 3.000 de euro și 1.000 de euro, 1.000 jumate ții și 1.000 jumate ei, da? Da. Ar putea. Sau 1.000 și 1.000. 1.000 și 1.000. 1.000. Și tu ai 2 specialiști. Da. Deci noi, dacă și pe acest aspect asta să mai... Asta lucrează până la amiază. Nu, dacă ar lucra dar sud ca full. Cred că 1.000 jumate. 1.000 jumate. Da. Deci dacă tu ai un spațiu și vrei să-l monetizezi și nu-ți trebuie niște care pur și simplu stau acolo de frumusețe, mm-hmm. și ai 2 meșteri care lucrează serios pentru tu le generezi clienți și ele vor să mănânci și ții să-ți fie interesant, ele poate să mai genereze 2 meșterițe cu câte 1.500. Adică poate să mai genereze încă acei 3.000 de euro pe lună. Ăsta e potențialul. Ca și aici, de fapt, ăsta e potențialul. Altfel spus, noi avem aici vreo 7 și aici vreo 3. Este bonus dacă îi faci bine, dacă nu, nu. Totuși, acei 10.000 de euro în condiții de hârtie la noi sunt reali. Da, sunt reali. Azi mi-a spus cineva un banc. Spune despre că voi desenați acolo, tot asta e frumos. Dar e ca realitate, în realitate, în teren, e, cum e? Și îmi spune cu acel banc când se duc niște rom la medic și spun că e că copilul a venit acolo la pediatrie. Pediatrie, păi, da? Și a intrat în cabinet și medicul vede cu chiușul și murdar, ei, Doamne ferește, era și spune și faceți voi și cu asta și arată pe o imagine acolo pe perete. Ia că cum trebuie să arăte un copil, că acolo era desenat un copil alb, frumușel, la care mama spune așa l-ai făcut cu creionul, dar ăsta e făcut cu apie că așa și aici. Ăștia sunt făcute cifre. Ăștia sunt desenate cu creionul, dar acolo în teren, acolo trebuie de muncit. Și oleacă lucrurile în teren arată altfel. Arată altfel pentru că acolo trebuie întâi de toate tare, tare să-ți ardă ție ăștia 10.000 și într-a doilea rând tare să insiste aici. Fetele astea nu lucrează, spui fetelor ori noi ajungem la 1.500, da, ori la revedere. Da, discuții. Dacă mergem pe curs, eu nu mai accept că o să vând cu 350, chiar dacă în prima lună o să-mi pară că nimeni nu mai vrea să audă de mine și toți oamenii ne arată așa mergând pe stradă că asta e nenormală că a crescut prețul la 400 la 350, chiar dacă în piață vinde cineva cu 450. Și în momentul în care tu accepti că prețurile la tine sunt noi, chiar dacă eu acum ți-aș sugera prima lună ce obțin, să nu trebuiască să crești prețurile. Prima lună să ai toate cursurile full, prima, a doua lună deja, că acum suntem în noile iterații, da? Și tu să ai toate cursurile full cu câte 6 oameni. Și dacă în martie acum o să fie primele, da? Cursuri. Da. Care dintr-însă deja sunt plini? De bază e plin. Ăsta e plin?
Da. Așa. De perfecționare 250 am două fetiți. Așa. Două. Așa. Și două. Ok. Câți bani s-au cheltuit pentru asta de promovare? 300 de euro pe toate. Pe toate s-au cheltuit, da. 300 de euro. Asta e puțin, eu știu. Adică ideea este că și când să astea, când urmează să fie în șir date de martie? Pe 4 martie primul, a doilea e pe ultimul e pe 18 martie. Ăsta e pe 18 martie? Da. Ok. Pe 19 îmi pare că și-am uitat. Ok. 15, de exemplu. Da, nu contează. Da. Cam cu cât timp înainte de obicei oamenii îți decid să vină să se înscrie la acest curs? O lună, două, trei. O lună, două, trei înainte. Da. Adică lor le-ar fi important ca să cunoască datele următoarelor cursuri până în iunie. Da, da. Că am programări și pe vară deja. Deja ai programări pe vară. Da, 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 tu ai agenda pe întreg an, da, da, cu datele pe fiecare lună. Și super, minunat. Acum nouă ca să umplim aceste grupuri, dacă unele din ele se programează cu atât de mult înainte, nu trebuie să insistăm tare mult imediat de azi cu 500 sau 1000 de euro pus în promovare, pentru ca să umplim repede aceste grupuri. 1000 de euro pus în promovare o să aducă ție 3000 de euro, da, și o să rămâi cu două curat. Dar dacă nu o să introduci acei bani, o să rămâi cu ce este. Adică profitul ăsta suplimentar de 2000 de euro tu îi pierzi pentru că n-ai investit 1000 de euro în marketing. Da, corect. Dar asta trebuie să se întâmple ieri. Știi, jmotul din mine, știi? Că se dau bani pe reclamă, ne conștientizând că la mine o să vină înapoi, adică banii ăștia. Aceeași clasică și mare problemă. Jmotul din mine, sistemul să investească în marketing. Asta e, cum am spus noi odată, exemplul și ăla. Am mașincă de tocat carne. Bagă aici carnea, aici iasă farșul. Da. Dar e jmot, eu jmot să bag un kilogram de carne, dar așteptare am ca să iasă un kilogram de farș. Nu-s debil eu, oare? Și zice lumea, dacă bagi 10 kg de carne, iese 10 kg de farș. Dar îți spui, dar spate-ți bag un kilogram de carne, dar să iasă 10 kg de farș. Nu iese nimic. Și dacă măcar o dată ne arătați că iese și am garanție respectivă, hai, da, jur că de luna viitoare eu sunt gata să bag... E că cam așa arată logica gândirea noastră, da, gândirea noastră în aspect de marketing. Adică ție nu ți-e suficient să te uiți că doar la cifrele astea și să înțelegi. Ne întrebă 4, 4, 4. Dacă pun aici 4, asta sunt 1000 de euro. Dacă aici pun încă 4, sunt 1200 de euro. Dacă aici pun încă 4, sunt încă 400 de euro. 400 cu 1200 și cu... Asta se ia ca și 2000 și de euro. 1000 am băgat, 2000 am scos. Da, cred. Jumătul din tine nu spune. Noi avem o problemă. Luna asta o înțeles că luna asta o înțeles. Bun. Acum noi avem iată aceste cifre. Și noi cifrele este le putem face din martie. Da. Fetele mă îndoiesc ca și iată operativi deodată din martie să facă lucruri. Nu. Dar și le încurcă și ele atât de eficiente. Iarăși, eu trebuie să promovez pagina studioului. Dar jmotul din tine nu o faci. Nu. Așa. 5 dolari, 10 dolari. De ce? Că... Dar tu înțelegi că o fată ocupată pur și simplu în fiecare zi cu agenda, odată încărcată, ea pe urmă e ocupată permanent. Să-i pur și simplu odată trebuie să le umple da, agendele. Da, trebuie să mă apuc de marketing, trebuie să fac... O... Dar tu nu trebuie să te apuci de marketing. Noi avem acolo adică și despre angajări. De... Prima reducere... Adică noi avem acolo să mămși care se ocupă asta. Da. De ce ei nu se gândește la asta? Trebuie să-l angajez. Ok, și când? Aghe am... Pus anunț? Nu, am angajat aghe... Vânzător. Vânzător, da. Ok, cu manager de vânzări deja e persoana care răspunde acum la mesaj da, pentru tine, da, răspunde da, la mesaj pentru programările aici și pentru salon, pentru fete sau nu? Da, da. Și pentru salon. Pentru salon și Facebook, tot absolut. Minunat și om la distanță. Asemănă da, și cu anunții este sau încă nu? Nu, n-am anunțat, dar iarăși frica asta. Mai gine ca mine, n-a să facă nimeni. Asemănă, da. Și asemănă vrea 300 de euro, dar noi vrem 10.000 de euro. Dar eu mai bine decât mine nimeni da, n-o să facă. De asta, da, dar da, tu da, nu-l faci regulat, tu nu-l faci constant, tu n-ai idei creative și n-ai când să te joci cu treaba asta. Și atunci noi stăm și... Păi eu mă joc la miezul nopții, toată noapte trebuie să fac diferite prin aplicație. Dar știi care e faza? Că
tu postări sau stories-uri poți pui, aceleași reels-uri care le încarci la tine și ele sunt calitative, exact aceleași reels-uri, tu le poți încărca și pe pagina de business. Le poți doar încărca, da, nu? Și le încarci. Ok. Acum, dacă tu ai încărcat acel produs, de obicei problema este că acel lucru făcut odată pentru filmarea la un material video sau o postare, noi o putem arăta la 200 de oameni sau o putem arăta la 20 sau 200 de mii de oameni. În funcție de bugetul pe care îl pun. Bugetul pe care îl pun. Și iarăși frica asta e smala de muștăt că eu... Bună ziua, eu sunt Pascare Caterina. Atenție, frica să mă vadă toți. Mai bine să fac postarea asta și să mă vadă numai 1000 de oameni și să mă creadă neadecvată, decât să mă vadă 100 de mii. Știi care e faza? Că oricum mie și ei care te crede neadecvată și așa și așa să te vadă. Cu bani sau fără. Da. Dar restul 90 de mii până la 100, ei o să vadă o fată nouă, potențială profesoară care are și o viață interesantă, paginile ei de rețele sociale sunt interesante și s-ar putea să fie potențialul meu meșter sau profesor. Da, corect. Foarte multe vin fetițe, te-am văzut, m-am intrigat, m-am abonat și te-am urmărit vreo ani de zile. După asta m-am decis să vin la tine. Și eu mă gândeam, ce ai văzut tu anul în urmă la mine? Că eu așa eram, am și... Acum imaginează că o să fie din cel care azi începe a te urmări și peste un an de zile o să spună că eu te urmăresc de un an. Da, da, sigur. A să fiu mai... Știți cum ați spus că dacă ți-a venit o postare pe Facebook și ți-ai rușine de dâns, amintire, înseamnă că tu ai progresat. Amintire, da. Dacă ți-apar amintiri și nu ți-ai rușine de dâns, înseamnă că nu ai progresat, da, asta precis. Abia noi acum chiar avem provocarea asta și vezi, cumva se învârte discuția totuși în jurul la nu lipsă de instrumentariu. Când parcă gusturi avem, parcă dorințe sunt, parcă înțelegem în decompoziție și trebuie de făcut ca să ajungem la acel rezultat. Diferența dintre tine și una nesimțită care are nu 5 ani de experiență, dar un an jumate, este faptul că ei pentru acei 10.000 de euro nu contează și trebuie să fac, eu o să-i fac, o să fac. Da, e corect. Și pentru dânsa nu contează și o să creadă acei cineva pe la spate, cunoscut, prieteni, neamuri, și dacă trebuie băgat 1.000 ca să scoată 3 și dacă trebuie băgat 3 ca să scoată 10, eu o să fac asta. Iar tu peste un an de zile când noi o să vorbim și peste un an, peste jumătate de an, tu o să spui, nu, Alexandru, noi și-am vorbit, era corect, interesant, dar o leacă eu n-am, pentru că și contextul politică alte... Eu am să mă stăru să nu vorbesc așa ceva. Eu sunt convins că ar trebui să nu vorbești, pentru că nu degeaba ieși în programul de mentorat, dar totuși, știi de când pornește, sau cum poți să-ți dai seama că omul prins fișca? În momentul în care el ieșind de aici, deja suna și teroriza vreo doi ăștia, influenceri sau SMM și le spune eu, urgent, acum, urgent, punem, vreau să fac și eu când stau undeva în instruiri, eu când privesc vreun curs sau când sunt undeva în dezvoltarea mea personală, apoi la noștri în chaturi, la echipă, numai piu, 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 trebuie să faci master. Dacă încep așa tip de mesaje, ori a lor iar la instruire, ori citești vreo carte, ori privești un podcast. Că asta se întâmplă ori weekend, ori când sunt în deplasare de instruire, ori noaptea când mă uit la podcast. Înțelegi? Pentru că în secunda în care eu am aflat ceva sau ne-a apărut insight, eu imediat implementez. Dar implementez pentru că există scopul și ăla de sus și există foamea și există o soluție pe care acum e trebuie de pus în practică. Da, eu tot am momentul ăsta că să mă las că bunică. Exact. Acolo, că asta e diferența dintre tine și oricine altcineva de cel care îți spuneam, care fac rezultate. Pentru că foamea aia și dorința de acum a face și a implementa o pune pe dânsa în avantaj nu la nivel profesional și nu la nivel de ani de experiență, dar la nivel de viteză de implementare. Viteză, cantitate, calitate. Dar noi vrem calitate. Dar, da, imagine. Asta e faza. Ce? Care e faza? Că vreau calitate, vreau să fiu tu o ai. Perfect. Tu o ai. Eu am, dar tu eu... ai la tine calitatea diferă de la lună la lună sau de la an la an cu 5%, cu 7%.
cu 10%. Dar banii pe care tu îi ratezi sunt de 3, 5 sau 10 ori mai mulți. Da. Nu poți devii tu de la un an la altul cu 100% mai bun în manicure. Mă îndoiesc că anul trecut făceai manicura de două ori mai rău. Exact, nu s-a schimbat nimic. Așa, știi. Exact. Dar banii de anul trecut și banii de anul ăsta trebuie să fie de X 10 ori mai mult. Și diferența iarăși dintre tine și aia că e tot continuu să crească și prețurile și cursuri deja se facă și online se filmează și multe alte chestii. Dar noi încă nu suntem siguri că avem calitatea suficientă pentru că ne dorim ca ea să fie pe perfect ideal. Da, asta e corect. Și fetele și ele lucrează așa cum lucrează tot din cauza ta. Da, eu sunt conștientă. Ieri am avut discuții și le-am spus ori lucrăm, ori caut pe cineva care vrea să lucreze. Da, bine. Eu nu mă duc acolo și să vin la lucru. Ok, bine. Adică cumva iar nu am bariera asta. Scuze-mă, tu ai cochii? Da, doi. A fost vreodată așa că tu le-ai spus că de azi înainte a tata și în momentul ce l-a spus mama? Niciodată, cred că. Nu, că ei deodată spună ghine, am înțeles, dar după asta tot vechi. Așteptăm, vedem. Așteptăm, vedem. Vedem schimbările. Nu o schimbi nimic. Nu o schimbi nimic, îți spun de ce. Aș vrea să schimbi, dar nu o schimbi nimic dacă tu pe asta nu spui focus. Majoritatea antreprenorilor au o problemă. Antreprenorilor, nu directorilor. Eu zic asta pentru că văd antreprenorul ca proprietar, care e bun antreprenor, proprietar, dar e hrinovă director. Pentru că aici e management, aici e alt instrumentariu, altă abordare, altceva. Directorii au tare des proprietari, care sunt și în funcții de director, au foarte des comunicare cu angajații lor în stilul pescărușului. Știți da. Stilul pescărușului? Când el vine în oficiu, dă o ordine acolo sau spune și nu-i place și a plecat. A venit și a plecat. Da. Și este a spus, da, bine. Și a uitat. Și o lună este iar vine, iar o dat o zadace și iar a plecat. Și așa noi manageruim. Managementul, de fapt, înseamnă niște lucruri. Cum ar fi planificarea, cum ar fi controlul, cum ar fi corectarea, da? Cum ar fi lucruri pe care noi nu le facem pentru că nu avem timp. Noi nu mai venim și am spus, știți, este mama tata, da? Uh-huh. Și tata desuși spune, bine. La revedere. Dar mama e cu management regular. Da. Înțelegeți, da? Apoi, tu ca proprietar deseori, tu vorbești prin prisma celui pescăruș da. Stil, da? În care ai venit și ai spus, nu. E că tu să vezi pur și simplu de ieri până luna viitoare la data de cât a fost ieri, cum o să schimbi rezultatele? În eu bani. Eu cred că nimic, fiindcă cumva noi am trecut la momentul ăsta de prietenie un exact. Pic. Și deja atunci eu de ce? Și, de ce trebuie să ne minți pe noi și te minți pe tine că o schimbi ceva și o să faci 3.000 dacă tu știi precis că nu o să faci? Dar eu te asigur că nu o să-i faci. Nu o să-i faci pentru că întâi de toate pe tine asta nu te ștărește și tu nu vrei să investești în marketing pentru că... Și într-al doilea rând tu pe dânsile nu ești sigur acum că ar trebui și ai putea să le dai afară pentru că aveți relații de prietenie. Dar la cât e de importantă imaginea ta pentru tine, mai ales în fața neamurilor și celor din jur, apropiaților, prietenilor inclusiv. Mă îndoiesc o site-ul așa tupiu ca să duci spui fetelor, nu vă spărați, am fost la fașă la microscop, e un pic, ieți acolo căroci trebuie de făcut ceva, am nevoie de 3.000 de euro. Mă îndoiesc că voi să mă ajutați să cumpăr mașina sau vacanța până în iunie, de asta n-am prediut să prășați. Vă mulțumesc pentru colaborare, mi-a părut bine de această contribuție pe care am avut-o eu în viața voastră și voi între a mea și să spui anunț de angajare. Simplu, da? Dar nu cred că să fac asta. Pentru cei care își doresc să facă rezultate, fie de la zero să pornească corect, fie să-și crească profiturile pe care deja le obțin din businessul lor, vă recomand programul de mentorat. Înainte de asta, ca să știu dacă vă pot duce la rezultat,
ar trebui să avem o consultație 1-1, care este absolut gratuită. Link-ul găsiți sub acest video. Vizionare plăcută și nu uitați să puneți un like, un share și să lăsați un comentariu. Și asta e regretul, tu, noi am desenat cifra de 3.000, dar tu îți faci tot posibilul ca să fii mai maladeț aici și îți scoți toți banii necesari de aici. Numai să nu le atingi pe dânsele ca să-ți păstrezi self-esteem. Da, e drept, așa și este. Și tu ești într-o relație în care aștepți cineva ca decizia să o iei cealaltă parte, dar nu tu. Pentru că sunt așa relații. Da. Din cauza traumelor pe care le avem noi din copilărie și din cauza educației pe care am primit-o și din cauza izgonirilor pe care le-am avut și comparațiilor pe care le-am avut cu alții în că așa mai bun și tu ești mai rău, că așa mai maladeț și tu nu ești. Noi, fiind adulți, ne temem să fim direcți, duri și reci cu oamenii pentru ca să nu pierdem acel contact. Pentru că și o să creadă el și dacă eu îl supăr pe dânsul sau el se supără pe mine, atunci poate să mai supere și alții, ei toți să mă vorbească de rău și eu o să fiu izgoi, dar eu nu vreau asta. De asta eu mai bine o să păstrez relația asta așa proastă cum este, dar exact așa ca și relația de familie, în care tu nu vrei să te disparți de dânsul prin inițiativa ta și mai bine să faci tot posibilul ca el să spună ne dispărțăm și tu ești și jertfa, dar zato ești într-o poziție de câștig, nu tu ai fost cel rău în cazul, da, dar tu ai fost cel care a fost părăsit, lovit, ușis, bolit. Înțelegi ți de? Și dacă în relație încă mai ai scuză că suferi din cauza că copchii și alte lucruri și e greu să... Da, că după serviciu trebuie să treci în altă... Exact. Stază. Atunci în colaborarea cu angajații tăi, tu nu ești obligat să faci asta. Mai mult decât atât. Începem să facem schimbări. Mai mult decât atât. În fiecare lună, trebuie să fii pur și simplu conștientă și pentru tine să înțelegi, să accepți că ești furată de 2.500 de euro. Pentru că tu dai oportunitate, loc de muncă și condiții. Da. Și ții în fiecare lună nu ți-aduc sau ți-aduc cu minus 2.500 de euro pe care tu ar trebui să-i ai. Pentru că ăsta în condiții normale, în alte saloane, sunt locuri două care hrănesc un proprietar cu 2.000 de euro sau cu 2.000 de euro. Da, eu de exemplu acum la curs am două fetițe, ele lucrează într-un salon în oraș și ele au acolo un salariu, adică ele ies la 25-30 de mii, dar ele așa lucrează, au grafic două peste două, nu lucrează toată luna full și sunt ok. Și adică lucrează, ele sunt motivate, nu cumva cred că problema e mine, că ele sunt prea relaxate, astea mele, dar este atac, așa, eu trebuie să mă duc la lucru, eu am așa și așa, nu există... cumva sunt mai responsabile. Și asta cred că problema e mine. Nu da, noi am mai spus asta, nu există problema în tine. O parte din tine este mai moale față de oameni, că nu vrea să fie criticată sau să fie pusă în poziție de că ea este cearea. O parte din tine. Da. Dar tu ai și o altă parte care e foarte fermă și dură. Au fost așa momente în care în viață copiilor tăi le nu știu era un pericol. Era un pericol în care tu te-ai pus în poziție de asta de apărătoare, de leoaică. E glotca posorului cuiva. Da. A fost așa ceva? Da. Tu acolo n-ai spus, dar nu-i problemă cum faci alții, ia uite. Și problemă. Sigur da. Că nu. Deci, o parte din noi este moale într-un context anume cu unii oameni. Dar asta nu înseamnă că tu n-ai acea parte foarte fermă, tare și dură când e, și ții tot una deși cred alții. Când e vorba despre viața, sănătatea a ta, a copiilor sau a celor dragi. Da. Deci tu nu ești cu toți așa și așa m-am născut și așa sunt infantilă eu și așa nu. Câteodată vreau să mă duc să le, nu știu. Na, e una câteodată vrei să, încă o dată zic, poziționează-te invers, copiilor tăi le
îi paște un risc, da? Ugrajaie, e amenință cineva. Și tu în momentul acela spui, câteodată așa, să nu facă oamenii așa. E deja amenință. Tu în acea secundă te mobilizezi. Pe tine ești în fiecare lună, te amenință cu faptul că nu câștigi 2000 de euro minim și tu ești absolut ok. Nu înțeleg de ce stare asta o am. Ei, nu înțelegi, îți spun. Pentru că o parte din tine, ca și, da, ca și la majoritatea din noi, s-o are acea frică în comunitate. Sau, eu ți-aș sugera să găsești un terapeut, psiholog bun, care să sape un pic acolo și să găsească unde să șească gaica asta și să o pună la loc. Și atunci încrederea o să fie, da, alta. Dacă motivația de superficială deasupra care o dau eu nu e suficient pentru tine. Pentru că eu îți spun, alo, din gura copiilor tăi în fiecare lună cineva e 2000 de euro. Da. 2000 de euro mulțit la 12 luni sunt 24.000 de euro. Precis copiii tăi nu își faci cu banii ăștia. Dar normal, eu mai important pentru mine prietenia cu fetele astea decât... O să merg la un psiholog. Că este momentul ăsta undeva și i-a spus, chiar mi-e frică. Am frica asta să spun, să mă duc, să-l spun, facem așa, facem așa, facem așa. Mă duc și cu fetelor, poate de schimbăm, poate nu știu cum acolo. Nu știu de ce. Eu să mai spun un lucru pentru viitor, nu neapărat pentru fetele astea, că ele oricum într-o zi o să pleci și o să angajezi altele. Asta și eu scoși din atât de asta. Asta ar trebui să se întâmple mai repede, dar atunci când noi nu creăm condiții sau nu stimulăm oamenii din echipa noastră ca să crească și devină mai buni, noi suntem, de fapt, părtași a insuccesului lor în viață. Noi, da, suntem cei care contribuie la faptul că ei nu cresc și se dezvoltă. Noi suntem cei care, de fapt, creștem niște infantili. Noi suntem cei care, pentru că angajatul care vine într-o echipă în care tot e pe strună, exact așa ca și un sportiv care de antrenorul lui ținut în strună. Da, nu întotdeauna confortabil, da, nu întotdeauna îmi place, da, nu întotdeauna sunt de acord. Dar el iese din sala aceea de sport campion tocmai pentru că a fost ținut în... Și pe dânsul vânează brandurile mari ca să-i dea contracte de sponsorizare și el sprimblă în Lamborghini. Nu pentru că el e maladeț, dar pentru că cineva într-o zi a început în sală să-l țină foarte din scurt la acele antrenamente, să-i vadă potențialul și să scurgă din transpotențial. Antrenorul niciodată nu a vrut ca să fie în fața lui drăguț și maladeț și bravo. Antrenorul niciodată nu a căutat ca să fie în fața lui bun la suflet, înțelegător și să-l mângâi pe cap. Exact același lucru, aceeași misiune o are un antreprenor. Și dacă aceste fete, în contextul în care ești tu și în condițiile pe care le creezi, nu văd relevanță, ori tu le pui în rem și ca ele să crească, spuneți fetelor, dacă voi nu vii foame, nini foame. Pentru aceste condiții eu plătesc. Ori mușim, ori pridioță noi să revizuim. Da, trebuie să trecem la reguli mai stricte. Parcă o văd mâini dimineață. Fetelor, și-am vorbit ieri anulare, azi îți vorbesc într-un ton mai... Domnule, am ucă eu! Nu, chiar așa, dar mai stric. Eu cumva am început deja să le fac o regulă, bai, de când a apărut managerul în vânzări, toate înscriile să le punem într-o programă anumită, să nu lucrăm cu carnete, cu caiete, și deja e mai ok. Asta e fain. Eu cred că totuși aici o să fie important să nu își mutești la nivel de marketing. Da, asta rămâne deja pe mine și trebuie să mă apuc și... Dar știi ce ar trebui să nu rămână pe tine, dar pe sămâmșică? Da, trebuie să-l caut și acesta sămâmșică. Pentru că în momentul în care tu ai un social media manager și anunțul îl poți spune azi, anunțul pentru sămâm îl poți spune de azi. Mă gândeam la... Cineva din ai noștri? Da, am văzut. Ca SMM? Da, da, da. Nu, am văzut la Ana. Da. Așa? Ea face cursuri, da, de SMM. Am început să urmăresc, să văd, poate vânesc pe cineva de acolo, de la ei. Blin, eu nu știu, acolo studenți. Ți-i trebuie un bun. Nu știu, că acolo îți duci omul să învețe de SMM. Asta cum ți-ai luat tu manichiristă la început de cale.
ți-i trebuie de fapt acum deja gata specialist crescut. Am un kit careva, dar și? Nu ca preț, dar ca personalitate. Adică ok, mă iau pe alta. Eu pe alta. Sunt căutare deja. Să... Da, da, nu îmi trebuie activă căutare. Și în momentul acela știi ce o să întâmple? Și o să rezolvi la tine SMM-șcul. Da, trebuie făcut Google formularul și al operativ. La acel SMM-șic tu îi spui nu unii trebuie. Să avem aici agenda plină. Și aici agenda plină. Atâta material și în toate platformele posibile, cu buget nelimitat. Eu îți jur, majoritatea SMM-șilor când le spui buget nelimitat, asta ei își imaginează că tăți 1000 de euro poți să-i cheltui. Pentru că asta e în capul lor de obicei, buget nelimitat. Cât are puținii companii, în general, dau pentru social media decât este multinaționale sau dau mai mult de 3, 5, 10, 15 mii de euro. La noi eu trebuie să impun la un moment dat pe a noștri că spate de cheltuit noi, spate de cheltuit noi, spate de cheltuit, trebuie de cheltuit mai mult, nu este limită. Dar tu când îi spui fără limită, el să încordeze cu așa 1000 de euro ca să-i cheltui, dar tu spui unicul lucru care mă interesează, e că aici să avem suficienți clienți potențiali, trebuie să ne scrie, să ne scrie 100 ca să avem 6x6x6x24 de oameni. Asta e toată misiunea ta. Fă și vrei, pune-mă în toate formele posibile, dacă trebuie filmare, poză, postări, indiferente și grupuri, treaba ta. Nu, ne trebuie 24 de clienți aici și ne trebuie câți clienți aici îți trebuie. 70-80 pe lună. 70-80, dar acum câți sunt? Oi, nu știu că sunt părțete la două, când un client merge la o fetiță, după asta așa merge la altă fetiță. În total clienți câți? Depinde undeva să vreo 100. Acum ați 100, dar trebuie câți? 150. 150. Poate două. Dar stai, Ilea, că dar tu vrei să faci... Dar nu o să nu, mergem undeva vreo 7. Nu o să reușească pentru că lucrează jumătate de zi. 140 la două full. Pentru că lucrează la două full. Da. 140 de clienți la două full. Da. Deci nouă trebuie 140 la două full. Dar tu spuneai că una dintre ei lucrează mai jumătate de zi? Da. Dar și el altă zi întreagă? Da. Dar și el altă jumătate de zi și faci cu dânsă? E trăiește după oraș, adică are copil și pleacă acasă. Da, am înțeles, da, am înțeles. Și el la jumătate zi e liber. E liber locul. Și asta însemna... Păi să mai iau pe cineva o fete. Pe jumătate de zi. Da, dar asta e și faza, că nu toate vor pe jumătate. Exact, de asta noi luăm cineva pe o zi și cealaltă poate găsați cu un cabinet unde e ok ca să lucreze jumătate. Asta e și faza, că asta care lucrează jumate de zi, am trecut în faza prietenii, în etapa prietenii și asta tocmai pentru că vreau să rămânem prieteni, nu vreau să mai rămânem colaboratori. Mm-hmm. Dacă pentru tine real prietenie e prietenie, pentru că mulți din noi prietenim cu angajații nu de cât tare ți-e interesant, dar pentru că petrești timp mult cu dânsi. Voi știți că există tipuri de prietenie diferite. În general, este o teorie că sunt prietenii în vreo... Dacă nu mă așa la Margulan, văzusem treaba asta, sau la cineva în care îi explica foarte fain, există prietenii care se numesc prieteni pentru că atunci în copilărie au petrecut copilărie. Azi nu mai au nică comun. Uh-huh. Unul e agronom, altul e ministru. Pur și simplu, cândva au trecut mult timp împreună și sunt prieteni din copilărie, cum spune. Sunt prieteni care țin de activitate. Noi petrecem foarte mult timp o activitate și din datorită acestui fapt ne-am și împrietenit, cum ar veni. Dar asta se referă la prietenia în activitate pe aceeași linie. Ei sunt în aceeași... în același nivel, da, de ocupație, de statut, etc. Sunt prietenii sau prieteni care se numesc un fel de salvatori. Vă aveți așa prieteni care puteți, nu i-au zis 2, 3, 5 luni, dar dacă ați merit cu s-o stricat mașina sau, nu știu, trebuie ceva urgent, voi l-ați sunat și el din pământ iese da. Și face așa ceva. Dar rest, voi nu vă sunați, nu vă trimiteți pricoale în Telegram, în WhatsApp, nu, înțelegeți, da? Asta e un alt fel de prietenie. Mai sunt prietenii care se numesc prietenii de context. Contextul ăsta ar însemna că, nu știu, am fost împreună undeva sau avem ceva comun sau vecini care s-au făcut prieteni. Mai sunt prietenii care sunt de familie.
prietenii de familie, prieteni de familie, asta ar însemna atât ce ești și înseamnă deja cu care noi ne întâlnim și avem și discuta doar atunci când suntem cu familia. Eu cu dânsul curat n-am nică. Dar avem copii care au interese, cercuri comune, soții da, noastre fac este. Ceva împreună sau soții și ceva de genul ăsta. Și avem prietenii sau prieteni de ăștia motivator, zăjgal, că nu știu cum pot să-i spun, știți? Pricăliști, numiți-i cum vreți, de ăștia care sunt for fun. E că el e de ăsta care la orice tusovcă el e, hei, nu neapărat să te ajute, nu neapărat să apelezi la dânsul, nu neapărat să... Dar el e de ăsta care el e tot. Astea sunt tipuri diferite de prietenii. Ele poți mai fi, ori mai mult, ori mai puțin, nu contează, dar iată că am și mi-am adus aminte. Și atunci trebuie să înțelegi când tu spui noi avem o relație de prieteni, de care prietenii? Pentru că în momentul în care dânsa o doare dintele sau ai dat-o afară, tu să vezi și prietenii ești cu dânsa. Da, au plecat, nici nu să... Nu că au plecat, dar pe urma să citești despre prietenia voastră, puteți păreți ăștia de gardurile, garajurile. Înțelegi? Da, și atunci întrebarea este, tu răbzi asta pentru ce? Pentru că de fapt tu crezi că-i prietenii, dar acolo nu e? Cumva mi-e rușine să spun. Rușine? E că e și altceva. Dar ce? De ce anume? Cumva deja suntem de mult timp împreună și cumva eu am crescut cu dânsa, cu ajutorul ei și cumva... Tu nu ai crescut cu ajutorul ei, voi v-ați ajutat reciproc, asta e maxim. Da. Și că noi am construit o familie până aici, noi am crescut împreună, aici când ne despărțim, eu am devenit cine am devenit datorită ție, iar tu ai devenit cine am devenit datorită mie. Noi suntem chit. Doar că de aici drumurile noastre se dispart. De-am venit să mă duc acasă, fac culb acolo. Sunt lucruri pe care tu oricum o să le trăiești. Da. Tu nu-și faci nimic acum altceva decât am frica întinzi... asta să tai și cumva răb până încă nu ne dă chipiela. Da, așa. da, de cât timp chipit? Chipit ușa polgoda, știi? Polgoda, perfect. Polgoda mulțe la 2000 de euro, asta la noi e 12.000 de euro. Eu nu știu dacă ești la curent, dar 12.000 de euro, asta e cam o a patra parte din mașină. Nu din mașină, din mașină și vacanță. Da, ved, în cifre ved. Și partea de marketing, întorcându-mă aici, las fie ele una pe jumătate și una pe ziua întreagă, dar dacă tu o să umple agenda lor cu clienți, că ele acum nu sunt încărcate 100% după cifrele pe care le avem, atunci ele o să trebuie să lucreze și tu să le spui fetelor, ori noi lucrăm, ori eu pe altcineva, că ne întrebă bani. Ne-i trebuie scot 3.000 de euro. E ca asta, eu nu pot să le spun. Fetelor, ne-i trebuie bani, că ele cumva, azi, 1.000 de lei, mulțumesc, Doamne, te ghim. Am de benzină, pentru că ții, nu, da, pentru că ții nu-ți trebuie. Nu-ți trebuie cumva ele vin la mine, nu ridicăm prețul, că e prea scump pe oraș, că ne-a spus vă dau clienții că e prea scump. Clienții și ele nu sunt noastre. Eu am ridicat prețul. Da, clienții și ele nu sunt noastre. I-am spus și eu. Și tu când nu generezi clienți și nu stă rândul? Evident că ele spun, noi și așa nu avem clienti și stăm fără lucru. Dar nu avem clienti pentru că cineva nu face marketing. Dar cineva nu face marketing pentru că nu avem măsămâmșcu care să răspundă și care să aibă obligația ca să găsească suficient clienți, pentru că noi să avem aici agenda plină. Da. Și aici agenda plină. Ia, SMM, marketolog. Spune marketologul manager, până și un lăsăm și că e suficient. Spune-mi atât din discuția asta până acum și insight ai și părere și sunt și crezi. Ai, vine încredere așa. Vine, trăiesc și frica. Mă conving singur pe mine că, adică că pot mai mult și ar trebui mult mai mult, că știu că și se poate mult mai mult. Și mai tare mă motivează și vacanțele și locația vreau să o schimb și mașina. Și pentru asta foarte... Adică mă motivează mult mai mult să lucrez. De la 1 la 100, cât de tare crezi că te motivează? Discuția asta 70. Asta e pentru ce m-am ușit scrăhănat și încordat aici atâta, că spui un 70 și asta e în fel de... Știi, păi când el așa la sfârșit spune cum? Normal. Ai fost mai bun, bă, dar prost. Tu serios acum? Dar și lipsești până la 100? Mărimea?
Tipa, oricând tare te încărda, băietul. Nu cred că să... Da, eu de acord. Motivație foarte bună. Eu nu știu cum să explic. Adică am momentul ăsta iacă. Da, aici am vorbit despre cifre. Tot da. E frumos, tot e bine. Da. Când mă duc acasă, trăiește euforia asta și... Și rămâne psihica cu tine. Da. Mm-hmm. Problema mea de altă dată. Mm-hmm. Dar văd că merg și fac schimbări. Adică, mm-hmm. mai ales de când am intrat în mentorat, cumva m-am luat un pic mai mult în mâini și mă dedic mai mult lucruri și deja se vede că și grupele se împlă mai bine și cu mult timp mai înainte. Și stau un pic mai sigură pe mine. Ca să pot. Iată, noi avem luna cât acolo. Tu trebuie să faci un reel, un story. Tu l-ai făcut? 8 am făcut deja. Cu mașina. Am făcut. Da? Am făcut. Stories. Stories am făcut, am povestit foarte mult, am avut tare multe acolo. Hai, lasă mașina, tu știi cât costă. Și cu cine? Îți faci atâția bani. Da? Da. Dar tu ai spus că vrei la ziua ta. Da, am avut comentarii de... Hai, asta e fain. În stories sau în reels? În stories. În stories, bine. Hai acum totuși, dacă tot creștem și ne dezvoltăm, să includem în pachetul ăsta și vacanță. Spune. Am auzit numai... Ati! Se poate, vrem, n-am auzit, dar... Facem. Hai să avem o înțelegere publică deja, uh-huh. că până la 24 iunie, pe 24 iunie ești. Da. Într-o zi cu tata. Rac. Mă cred da. Asta încă. Până 24 iunie noi să avem cumpărat vacanța, când te duci deja, asta e altceva, până la, după treaba ta. Uh-huh. Cu toate că ar fi mai bine până la, din cât înțeleg, vacanța. Dar poate chiar atunci. Dar e un cadou frumos ca tu să-ți cumperi mașina și să te duci în vacanță. Și când vii să urci în mașină nouă. Asta e așa de frumos. Hai, frumos. Ce faci, băiatul? Nu mă omor așa. Hai să avem o înțelegere că tu o să-ți iei mașina și vacanța până atunci. Eu o să fac tot posibilul să asist în toată perioada asta ca să atingem scopul respectiv, pentru că ești o declarație publică. Da. Iar dacă tu nu reușești să îți iei vacanța și mașina până la data de 26 iunie, atunci vacanța de 7.000 de euro pentru Bali, tu mi-o cadonezi mie. Nu. Încheiem aici că mă duc eu. Și mașină în eu. eu o să mă descurc singură, da? Da. Ok, în cazul dat, ești de acord cu faptul că îl iei pentru tine, dar dacă nu îl iei până pe data 26 și e o chestie publică deja, atunci baliul se transferă pe mine. Deși e 7.000 de care tu ai vrut să te duci. 26 am un curs și toți banii îi duc să dau avans. Acum a mai rămas mașina, să rezolvăm și atât. Eu n-am o problemă încă o dată. Zic, important ca tu să iei și vacanța și mașina. Și pe data 26, tu, până pe data 26 tu o să vezi câți oameni o să aștepte să spună, hai, arată-ți tazicul. Dar motivația mea știu că dacă să dau avans, eu de-a mă știu așa de așa. Exact. Jaratic. Da, fix așa ești chestii și cu mașina, exact. Dacă îi să dai avansul sau îi să începi să faci hectare și spui eu până în leasing, da, dacă ți-l spui eu vreau să-l achit până în două, nimeni te oblig chiar în bar să o iei, tu poți să o găsești mai devreme. Și dacă este o opțiune bună de leasing să-ți o iei și spui eu vreau să o... Nu e obligatoriu, dar ar fi fain să-ți o închizi, pentru că asta o să te țină motivat de sumă, da. Nu de faptul că tu poți sau nu. Și tu atunci n-ai stimaios la fetele și ele decât cu eu din cauza voastră nu mă duc în vacanță sau n-am mașină. Și marketerul mai repede o să-l găsești și nu doar. Concluzia ta la final de această discuție. Așteptați mesaj de la mine cu vacanța. Că o fac, 100% o fac. Și după asta mai văd cu mașina. Nu, înțelegerea noastră a fost de fapt că până pe data 24 iunie el trebuie să fie amândouă. Dar deja când o să le faci și cum, nu contează. Da? Da, o să facem. Mulțumesc frumos!
cu drag. Mulțumesc. Succes!